Nu mai vreau! Ai dreptate. Poate că ar fi trebuit să trec peste amintirea asta. Eu sunt un perfecționist. Asta echivalează cu o mărturisire. Eu am făcut asta dintr-o credință. Marele comandament care se impune unui artist este... Deci nu prea mă cunosc. Nu mă uit nici înăuntru meu. Nu prea mă studiez. Nu știu cine sunt. Am încercat să exist și în teatru și să și trăiesc. Sunt suma unor întâmplări și unor spectacole și a unor personaje care au intrat în mine și apoi a trebuit să le nasc. Ce-mi doresc de fapt? Să fie foarte bine. Nu mă apuc de ceva să fie prost. Dacă tot m-am urcat pe scenă, să fac cât se poate posibil, să fac cât mai bine. Nu să fiu eu cel mai bun, dar să fie bine ce fac acolo. Ștefan Iordache este actor de destin. El creează destin în un personaj. Ești purtătorul unor idei, unor gânduri, unor sentimente care trebuie să ajungă la oameni. Cât mai adevărat. Adevărul se găsește cel mai greu în meseria asta. Un actor se crește îngrozitor de greu. Cred că cariera lui în teatru și în film este preserată cu roluri atât de importante ca niște nestemate, ca niște mici bijuterii pe care și le-a făcut singur. Nu se poate! Nu se poate! Mă feresc de complicații. Arta! Înseamnă descoperirea a ceea ce ai știut dintotdeauna. Richmond mă tulbură mai tare decât Buckingham și oastea lui strânsură. M-a detașat cu serviciu în cismigiu. Dau muștele afară. Nu umblu cu metal la mine că mă trăznește. Ar fi păcat să nu termin totul sus. În aer. De ce trag clopote limitică? De frânghie, mon cher. Să învăț din nou să uit, să învăț să iert. Nu sunt ceea ce par, sunt veșnicul hoinar. Dacă n-aș fi cine sunt, te-aș invita să te consideri nepoftit. Dar oricât am dorit, și oricât am regretat, e greu să facem asta și eu și dumneata. Te cred. Of course. Întâmplarea însă m-a dus către un lucru pe care îl divinizez acum. Această meserie n-am spus că nu o divinizez. Când am intrat în ea, bar n-aveam ce căutam pe acolo. De ce sunt eu acolo? Un băiat de 18 ani venit dintr-un cartier pe care și acum îl salut, este vorba de cartierul Rahova, venind din țărâna din Calafat, m-am trezit deodată pe o scenă trebuind să exist și să mă adresez oamenilor cu o anumită sarcină. Nu să le spun ceva, ci să îi fac să înțeleagă ceva, să simtă ceva, să trăiască altfel. N-ai visat niciodată la ce ni se întâmplă, nu acum? N-ai visat că va veni un bărbat despre care nu știi nimic și care nu știe nimic despre tine și care nu poți să-i refuzi miracolul iubirii pentru că el va dispare?
plânge. E gerașul meu. Ce mi te-a dat Dumnezeu? Eu sunt mic. Tu fă-mă mare. Eu sunt slab. Tu fă-mă tare. Înger! De ce taci? Mă gândeam. La ce? Că nu știm nimic unul despre celălalt. Tot timpul sunt îndrăgostit de ceva. Îmi place viața teribil. Nu cred că poate exista ceva, fără șansă. Fără Dumnezeu, de fapt. Eu m-am născut din teatru. S-a întâmplat o catastrofă, Lucica. Te promet. Unde sunt săbiuțele? Restul, Lucica, m-am gândit să le vând. Da? Am pus săbiuțele în lădiță, am scos lădița un minut în bazar și... Da, furat. Da. Când Ștefan începe să gândească un rol, să se apropie de el, rolul ăla capătă viață, capătă adevăr, capătă carne, are temperatură, devine un om. El este un actor foarte serios, în primul rând. Își construiește personajul din teatru sau din film cu foarte multă migală. Cei care sunt internați aici sunt aparent oameni normali, dar sunt vinovați. Aici toți sunt vinovați! Au furat, au mințit, au complotat, au subminat autoritatea. Cine nu este cu noi, este împotriva noastră. Când văd păsări călătoare, care aș vrea să zbor, mă, să trec Dunăre... Pupața, creierul ăsta cu facultate, domn șef. Să nu mai spui, domn șef, că te omor. Hai, pupă aici. Mi-e teamă că într-o zi de toate voi fuge. Nu mă iubi. Nu mă iubi. Te rog. Fie ca niciodată să nu reneg această cunoaștere și să nu uit că am iubit o ființă reală. Această iubire rămâne preschimbată, dar nu diminuată. O mare iubire și o amintire limpede. Și nu mă mai doare. Dar uneori noaptea. Omul este un instrument extraordinar, după părerea mea. Făcut de natură, făcut de Dumnezeu, să poată face orice pe lumea asta. Și ai să mă auzi. Îți jur că ai să mă auzi. Ai să-mi auzi mereu glasul. Așa grăita artistul. Să învăț din nou să uit. Să iert. Nu sunt ceea ce par. Sunt veșnicul hoinar. Întotdeauna ne rămâne ceva. Un adevăr care este numai al nostru.